S-a încheiat sesiunea de depunere a dosarelor de către absolvenții de liceu care se află în căutarea unui loc de muncă. Doar 700 de tineri și-au depus dosarul la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, urmând să opteze pentru indemnizația de șomaj. Până în prezent au venit 706 absolvenți. Pot să mai vină în continuare cei care au absolvit învățământul superior, cei de la post-liceală. Înregistrarea solicitării pentru acest sprijin financiar trebuie să se facă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor. Cei care nu și-au depus actele la timp au ratat indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei. Oricum, condiția este să-și depună acel prim dosar prin care atestă că își caută un loc de muncă în 60 de zile de la absolvire. Pot să mai vină și cei care au absolvit liceul, care au încă, nu și-au rezolvat situația școlară și au corigențe, urmând ca în perioada, după ce își vor rezolva situația școlară și vor avea situația școlară încheiată, să se prezinte în 60 de zile, să se înregistreze cu acel prim dosar, care atestă faptul că își caută un loc de muncă, urmând ca apoi să-și depună cel de-al doilea dosar, care le va conferi statutul de șomer indemnizat, urmând să beneficieze timp de 6 luni de o sumă de 250 de lei lunar. Numărul celor înscriși anul acesta în evidența AJOFM Gorj este mai mic decât cel de anul trecut, când numărul șomerilor din rândul absolvenților a depășit cifra de 1500 de persoane.